Noi avem bugetul raional și acum am avut și discuții în cadrul guvernului la acest subiect, și anume la mărirea bazei impozabile, pentru că bugetul se formează din impozitele care vin. Noi numai în orășelul Glodeni și în raionul Glodeni avem circa 28-30 de întreprinderi care au statut de filială. Ele, având acest statut de filială, dar cu adresa juridică, să spunem, la Chișinău sau la Bălți, toate impozitele cele mai importante se transferă acolo, la Chișinău și la Bălți. Și noi rămânem numai cu sau în purificare sau, nu știu, altă activitate care este generată de activitățile respective. Deci, în cadrul întrevederii cu prim-ministru, în cadrul guvernului, am pus problema ca impozitele respective să fie plătite aici, la noi. Și atunci și bugetul nostru raional va fi unul mai serios. Și vă spun cine sunt. Astea sunt toate filialele de bănci, Telecom, Red Nord și așa mai departe. Astea sunt niște întreprinderi care au un buget foarte serios. Cu atât mai mult că, începând după anul nou, se va schimba și politica fiscală. Vor veni mai mulți bani în buget. Și banii ăștia nu trebuie noi să-i cerșim de la centru, dar trebuie să vină la noi. De drept. De drept, și ele trebuie să fie investite numai aici, la noi și nu în altă parte. Tot așa cum lucrurile astea se întâmplă și în toată lumea civilizată. Vă spuneam că am fost în Suedia. Acolo administrația locală nu primesc bani de la centru. Ei dau bani la centru. Deci metodologia este că impozitele se strângă acolo și un anumit procent de impozitele de la primăria orașului se transferă la guvern, în centru. Ori la noi se întâmplă invers. Se duce tot la centru și apoi se distribuie. Care este o situație, nu este o situație normală. Cred că în acel puțin pe care îl avem noi în țară, dacă el va fi distribuit echitabil, normal, civilizat, noi o să vedeți că o să ne simțim mai bine. Pentru că dintr-o dată o să vedem care este puterea noastră și nu criza economică internațională, dar anume poate că criza noastră de lipsă de metodologie, lipsă de transparență în unele situații. Guvernul cu asta acum se ocupă și eu sper că va fi și acest proiect de lege va fi depus în Parlament și eu cred că va fi susținut măcar la prima etapă 50% din banii impozitele filialilor să rămână aici. Ca pe urmă să ajungem la un procent și mai mare. Domnul președinte, fabrica de zahăr este un agentul economic cel mai puternic din raionul Glodeni. Care este situația lui pe viitor? Are șanse de existență în raionul Glodeni, ori nu? Fabrica de zahăr, de fapt, dacă să vorbim așa din punct de vedere economic, este inima raionului Glodeni. Și dacă noi o să permitem ca el să fie, să degradeze, înseamnă că nu mai avem trai. Dar vă asigur, șansele sunt și ele sunt rezolvabile. Și vă spun cum. Toți cunosc că în agricultură profitul vine nu de la materia primă, dar de la materia prelucrată și de la produs finit. Noi, având în raion o astfel de fabrică, evident că putem câștiga numai pe impozitele respective dacă fabrica va produce. Și plus la asta, fabrica mai furnizează apă, în perspectivă poate să furnizeze și energie termică și energie electrică. Ce s-a întâmplat la fabrica de zahăr și de ce s-a întârziat cu lucrările fabricii de zahăr? Din păcate, Moldova Gaz a inițiat o procedură, în opinia mea, necorectă. Bine, nu sunt eu judecător, sunt instanță la subiectul ăsta, dar, din opinia mea, necorectă în ce sens? În sensul că o problemă economică a fost transformată într-o problemă socială. Clarificările între două întreprinderi, care este fabrica de zahăr și Moldova Gaz, nici de cum nu trebuie să afecteze cetățenii. S-a întâmplat așa că s-a declarat cu o țavă o conductă prin unde vine gazul este defect și defectul ăsta toată vara nu s-a înlăturat și pe urmă în câteva zile după ce s-a intervenit și administrația raionului și la nivel de prim-ministru, ea s-a înlăturat.
Înseamnă că eu stau și analizez și cred că orice om analizează bine cu ce scop s-a făcut lucrul ăsta. Eu în discuțiile mele cu domnul Gusev, care este directorul general al Moldovei Gaz, îl întreb dacă își dă foarte bine seama ce o să genereze lucrurile astea. 400 de oameni de la fabrica de zahăr fără lucru. Fabrica de zahăr oprită, orășelul Glodeni fără apă și fără canalizare. Și am întrebat, vă dați seama la ce ajungem? La care dumnealui mi-a spus că da, păi fabrica de zahăr are datorii 39 de milioane către Moldova Gaz. Și îl întreb, v-ați adresat în judecată? Nu. Îl întreb, cine a generat datoriile respective? Întreprinderea MagVest, care este proprietarul fabricii de zahăr, sau altcineva? Altcineva. Întreprinderea Gold Crown. La care îl mai întreb, dumneavoastră ca conducător, care gestionați un bun, ați livrat gazul nu știu cui și nu știu când. Ce conducători sunteți dumneavoastră dacă generați datorii de 40 de milioane pentru Moldova Gaz? Și prin asta puneți în pericol nu numai orășelul Glodeni, dar însăși Republica Moldova. Da. După discuțiile astea, după intervenția cu domnul prim-ministru, văd că s-a schimbat poziția, în 3 zile a fost sudată țava și fabrica de zahăr a început să funcționeze, dar plus la asta erau puse în pericol aproape 2000 de hectare de sfeclă. Agricultorii care l-au implantat riscau să rămână cu ea pe câmp. Noi mai mult ca atât, noi le recomandăm la conducătorii de întreprinderi agricole să majoreze suprafața însămânțată cu sfeclă în raport cu suprafețele însămânțate cu floarea soarelui. Evident că nu putem să le dictăm, dar ca autoritate publică locală, ca președinte de raion, eu răspund în fața satului despre calitățile de perspectivă a solului. Aceste calități se numesc fertilitate. Niciun agent economic nu are dreptul să distrugă solul, acel care este dat de Dumnezeu, indiferent cine este proprietarul. În situația că în ultimii ani s-a mers pe calea de mărire a suprafețelor de floare de floarea soarelui, de rapiță, care de fapt degradează solul, dar în toată știința agricolă, în toată știința mondială există o noțiune de asolament. Deci nu ai dreptul să plantezi sau să sameni culturi care într-un an, doi, îți distruge solul. Trebuie să fie înlocuite cu alte culturi care îmbogățește solul. De aceea și activitatea fabricii de zahăr va permite să fie făcut un alt asolament în câmpurile agricole din raion. Evident că la început este greu, dar pe parcurs vor avea de câștigat și oamenii, dar nu vom distruge solul. De aceea, lucrurile astea reprezintă un complex. Un complex de probleme care trebuie să se miște și ele o să se miște. Și eu vă asigur că fabrica de zahăr are perspectivă, ea va funcționa. Mai mult ca atât. Mai mult ca atât, am discutat și cu patronul și le propun să mai găsați și alte surse de energie. Ei au foarte multe deșeuri. Jomul, care înainte când erau fermele, era folosit. Acum însă oamenii nu prea îl folosesc. Dar acesta este o materie primă pentru încălzire. În situația dacă au să margă pe cale și au să creeze o sursă nouă de încălzire, atunci fabrica de zahăr prin lângă apă poate să dea și încălzire pentru orășel. Și atunci noi iarăși scăpăm de monopol asupra încălzirii. Da. În situațiile astea, eu cred că este înțelegere și acolo, și eu o să insist, ca să fie făcute lucrurile astea în beneficiu cetățenilor.